Am chemat chiar poliția locală în același loc pentru aceeași faptă. Poliția a venit, comerciantul nu se deranjează, cerofarul nu-i pornit, halal organ de drept și de ordine. Venit amândoi fără măști, fără centuri. Cunosc și locul și omul. Nu, nici nu-ți mai deranjează. Nu mai băga sancțiuni că mi-ajung. Nu mai da sancțiuni că am plecat acasă. Pe mine nici nu m-au întrebat. 2000 de lei amendă pentru un protest total pașnic și notificat. De aici pune în pericol viața, sănătatea publicului. Nici sancțiune nu-i de revederci. Cam așa acționează organele de pe ploaie. De mântuială. Și la alegeri. Pentru unii pedeapsa maximă, chiar fără temei. Pentru alții, rugămintea du-te acasă. Și-a pornit doar luminile de avarie, adică li s-a întâmplat un incident ceva aici, la trecerea de pietoni. Cum un pieton se iasă de după mașina poliției, poate să merească direct sub roțile altor vehicule. De exemplu așa. Deci creează situații de accident poliția. Cred că nu știe de unde se pornește gerofar. Acum sunt în misiune și ar putea să-l includă. Na, omul continuă să-și facă treaba. Vinde brânză. Cu complicitatea poliției. Și unii cetățeni ignoranți cumpără.
pentru încălcarea legii 55, pentru încălcarea normelor despre fiscalizare și multe altele. Omul ăsta de mult merita un dosar penal. Dar îi aduc un proces contravențional și la revedere. Și el nu îl plătește și... Și când dă ortopopii, toate se anulează și la revedere. Semnat și rămâne mai departe să lucreze. Cam așa. Dacă era un protest, l-ar fi oprit pe loc și ar fi sucit mâinile la spate omului care protestează. Dar aici, dacă pune bugetul și sănătatea publică în pericol, vă scriem o amendă, vă rog frumos. Să-i scrie în fiecare zi, da. Și să devin vedet în fiecare zi. Și el, și ei, polițaii. S-a terminat avaria, acuși pornesc. Fără să-și pună centura, fără să poarte mască vreună. Că ei sunt organe. Legile sunt pentru proști. Crezi că face asta? Rămâne să-și vândă marfa. Și îi pleacă. Mafia cu epoleți. Mă duc la Poliția Națională. Că-i taman aici, alături. Dacă nu era destul de beleaua asta, iată și mașini care merg pe trotuar ca pe carosada. Și a ieșit la trecerea de pietoni. Secția 25 de poliție. Nu e departe, dar să vedem dacă este cineva de gardă. Bună ziua! Vreau să reclam o vânzare stradală de produse alimentare la stație. Unde? Rumul Taberei, stația Lovinescu. Și ce se vine? Lapte, brânză, tot ce vrei, de capră. Siti, trimite-o și trebuie echipaj acolo. Mergeți la colegul să-i facem toți până. Stația Lovinescu, pe drumul Tatăl. Deci eu să dați un boletin. N-am. Cum vă numiți? Brega, Oleg. Am o rugăminte. Dacă aveți dispozitive electronice care înregistrează, vă rog să le folosiți în afara sumintății. Este o zonă administrativă, unde nu aveți vreo să le folosiți. Bine, vă aștept afară. Vă rog, încerci stați în afară. Sau vă aștept în stație. Zona administrativă. Coridoarele
secție de poliție, zona administrativă. Hai să vedem în cât timp interveniți de la sesizare. Și să vedem ce o să-i faceți nenicul. Poliția locală l-a amendat și a plecat. Și el adună amenzi ca să le lase moștenire, testament urmașilor mei văcărești. De jumătate de oră aștept poliția. Am fost chiar eu la secția 25 să o anunț. Și a zis că da, echipajul e pornit. Oare de unde vine? De la Giurgiu, de Maramureș. Dacă nu a ajuns în jumătate de oră, eu pe jos putem să fac de 10 ori drumul ăsta în jumătate de oră. Între timp omul își continuă activitatea economică ilegală și continuă să pună în pericol nu doar bugetul de stat, dar și sănătatea oamenilor. Uite, cu aceleași mâini scobește în nas, vorbește la telefon, numără banii și taie brânza. Cu aceleași mâini, ia să vezi cum apucă. Cu aceleași mâini apucă brânza. N-am apucat să văd cum a tăiat brânza, dar am filmat data trecută. Și vin. De ce să nu vând de vin? Dacă poate. Dacă nu avem poliție decât pentru intimidarea oamenilor care cer socoteală, primarilor, funcționarilor. Mafia cu e poliție. Și ăsta o fi un fost polițist de seara. Deci permite așa ceva. Am sunat la poliția locală să-i mai chem o dată și eu zis că ei n-au ce să facă. Poate să vină doar la schimbul 2 alt echipaj să-l sancționeze, că același echipaj nu poate să-l sancționeze de două ori. Și eu zic că mai mult de atât decât amendă nu poate să-i facă, nu poate să confiște marfa, că nu le permite legea nouă, că legea 12 a fost abrogată. Și Poliția Națională nu vine deloc. Deci, legile sunt făcute așa ca oricine să facă orice în țara asta, mai puțin protest, din câte văd și înțeleg. Iar Poliția Națională nu vine deloc, de mai mult de jumătate de oră. Sun acum la secție 25 sau mă mai duc o dată la poarta lor, dar mi se pare jenant, penibil, descalificant pentru un stat de drept. Evaziune fiscală la greu și pun viața oamenilor în pericol. Omul vărsat zero pe jos, în centrul capitale. Na bine, în drumul Taberei. Și n-are nicio jenă. Dacă își permite să vândă brânză, de ce n-ar vărsa zero pe jos? Da, miros halastină. Ce frumos. Ce romantic. Gata, a scăpat de brânză. Câți litri, câte chile de brânză au avut acolo, toate le-au vândut. Complicitatea miliției. A mai rămas mierea și vin. Și polițista... Polițista de serviciu zis că
E vina oamenilor că ei cumpără așa din stradă. Dar femeia cei care cercește pentru supraviețuire, zice să-l filmeze și din față, nu numai dintr-o parte. Poate câștigă Oscarul cu filmele pe care le-am făcut. Deocamdată el câștigă niște bani cu evaziune fiscală, staționând pe trotuar, ceea ce nimănui nu-i permis, pe bună dreptate. Dar el probabil are pile. Femeia care cerșește zice că plătit taxa de protecție. Să văd, poate știe ceva. Sună a doua oară la Poliția București. După ce am fost în vizită la secția 25 și după ce am mai sunat odată la ea. Fiți amabil, aș vrea cu secția 25, vă rog. Mulțumesc. Amabil, am revenit cu vânzătorul ambulant din stația Lovinescu. Poliția locală a fost, a aplicat o amendă și omul continuă să vândă. Deci nu avem nevoie de poliție națională, dacă se ocupe de toate poliția locală. O să vă rog să nu interpretați, vorbesc pe cadrul legislativ, nu pe ceea ce spuneți dumneavoastră. De ce nu mi-ați spus asta când am fost la oficiul la dumneavoastră și m-ați trimis în stradă? Am așteptat o oră jumate în stradă și omul continuă să facă ilegalități, pune în pericol viața oamenilor vânzând produse alterabile, inclusiv alcool. Ei au aplicat o amendă și au zis că mai mult nu pot. Credeam că Poliția Națională poate mai mult, dar se pare că nu. Am înțeles. Stați pe loc la răcoare și continuați să nu faceți nimic. Sănătate. Mai bine. Bravo, națiune. Ați înțeles?